Salutare, bine v-am găsit la un nou episod al podcastului 11%. De fapt, este un nou episod și un nou sezon, primul din sezonul al doilea. Sunt câteva modificări în sezonul acesta pe care o să vi le povestim pe parcurs, însă acum vreau să vă spun câteva cuvinte despre primul nostru invitat. Primul nostru invitat este un om care a încercat să-și caute calea în alte părți, încă de pe vremea lui Ceaușescu, până înainte de 89, și-a luat destinul în mâini și a plecat din țară. Însă se pare că destinul lui este foarte legat de România și după ani s-a întors în România după ce s-a școlit prin străinătate, a adus afaceri în România, însă mai mult decât atât, el este și un scriitor în devenire. De fapt, ce zic eu în devenire? Este deja un scriitor care are ceva succes, are 3 cărți scrise și, așa cum se întâmplă, are mai mult succes în afara țării decât în țară. Cărțile lui sunt publicate în alte limbi și urmează să fie traduse și publicate în limba română. Nu o mai lungesc mult cu introducerea de astăzi. Alături de mine îl am în primul episod, așa cum vă ziceam, al acestui sezon, pe Milan Radi. Bine ai venit! Tovardan, Boris, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor, bine v-am găsit. Nu avem telespectatori, sau putem să le spunem telespectatori, dar este în online acest podcast. Doar... Online? Da, telespectatorii din online. Din online, da. Milan, vreau să vorbim un pic despre copilăria ta. Tu ești sârb din România, dacă cineva nu și-a dat seama din nume. Și te-ai născut în Banat. Ai trăit într-o comunitate multietnică de la început, pentru că nu este un lucru neobișnuit să ai germani, să ai maghiari, să ai tot felul de alte etnii în jurul tău. Și totuși, și pe vremea lui Ceaușescu, înainte de 89, Banatul se considera așa un pic mai deschis și avea acces și la informații din vest, avea prin piețe în Iosefin și prin Ocho, avea produse care ajungeau și se vindeau și totuși ai decis să pleci. De ce? Nici nu plinise 18 ani când ai luat decizia de a pleca din România. De ce ai făcut acest lucru? M-am născut și am crescut la Timișoara, într-un cartier Freidorf, satul liber, tradus din germană, și așa am crescut cu toți ceilalți bănățeni, așa, cu toate limbile materne. Am învățat să salut în mai multe limbi. Din păcate nu am fost deștept să învăț limbile atunci, nu am știut când va trebui, dar m-am gândit deja ca și copil, având acces toți noi acolo, dar spre televiziunea iugoslavă, programele plus, fotbal, sport, știam mult mai multe de Coca-Cola, de televizoare. Am avut și o mătușă, am o mătușă în Germania și cumva tot timpul a fost acea idee, să spun undeva în cap, dar una naivă. De asemenea, m-am gândit că vreau să plec în Germania, vreau să joc și eu fotbal, nu știu, la Bayern München, dar nu m-am gândit că trebuie să învăț germană sau o altă limbă și cu greu am învățat după aceea. Așa că ideea s-a dezvoltat și practic o idee naivă, spune așa, ca și copil nu te gândești foarte mult de ce pericol ar putea să fie. Câți ani ai avut când ai plecat? Când am reușit să plec la 3-a tentativă, 15 ani. Am împlinit 16 în lagărul de refugiat în Austria. Și primele tentative au fost pe la 14 ani, cât și mai devreme. Una la 13 și una tot la 15, cu 2 luni mai devreme. Unde am fost prins și închis. Ce era în capul tău? De asta vine întrebarea, cum să pleci la 13 ani? Adică era clar că nu o să te primească. Da, atunci a fost cu o vizită. Deci la 13 ani am fost singur. Am primit viză, că nu ne dădeau, fiind etnici sârb sau iugoslav, sau cum se uita fiecare pe timpul ăla, nu ne-au dat viză să revizităm Iugoslavia. Nu aveai pașaport și când cereai, vreau și o turist să plec în Iugoslavia, nu-ți dădeau, că se gândeau că nu te mai întorci. Dar poți să pleci în Ungaria dacă vrei, RDJ și Cehoslovacia. La unguri le dădeau în Iugoslavia să viziteze. Și practic am încercat atunci, am întâlnit la gara Cheleti, unde am dormit câteva nopți în Budapest, am întâlnit alți români. Și am închiriat o Lada și am zis că mergem noi în Praga prin Viena direct și intrăm în vamă direct. Și am sărit, ungurii erau că soldați sovietici atunci acolo și ne-au escortat înapoi cu armata până în Budapesta, dar nu ne-au pus nimic în pașaport, vreo viză, că am încercat să trecem, ne-am întors, am dat pașapoartele înapoi și ne-am dat seama
că prin Ungaria nu putem să trecem. Interesant a fost decembrie 87, iar din ianuarie 88 ungurii n-au mai dat înapoi. Mm-hmm. Dar de soarta joacă... Da, dar totuși ai trecut, tentativa asta reușită pe care ai avut-o, ai făcut-o prin Iugoslavia. Prin Iugoslavia, da. Și iară naiv, știți, acum cu gândirea de azi nu aș fi făcut așa ceva niciodată. Dar băieții cei din Iugoslavia care știam, le traduceam în piață, veneau mulți în Timișoara. Da. Pentru... Făceau bișniță, da. Cu blugi, cu vegheta, cu... Iar pentru mine, vă dați seama că munceam foarte, foarte mult și mă aducea o casetă cu Lepa Brena. Da. Era ceva și munceai mult, mergeai la tradus, să spun așa, în piață lângă ei. Iar, sau un Tempo, cu fotbal, o revistă de culori, care avea poster înăuntru și îți lipeai. Era ceva. Și ei au zis, păi noi te așteptăm, nu-i mare lucru. Stai că cunoaște noi pregătim și te duci acolo lângă graniță într-un sat, că cu mama și am bunici acolo în Clisura, aveam acces în acea zonă 1 sau acea zonă 0, nu știu cum o numeau. Era din pe frontiera cu Dunărea. Da. Și noi am coborât după Oravița, la Naidă și ne-am dus, trebuia să ne întâlnim în Leskovița. Zice, vine un om la 12 noaptea cu inelul care eu îl dau, deci băiatul din Iugoslavia și se prezintă cu inelul. Semn de recunoaștere. Da. Așa ca în filmele cu spionii. Da. Și zice, el vine și zice, cu el vă scoate, el îi călăuză, el vă scoate. Și da, frica toate astea, 12, că era un fel de... ori nuntă, ori rugă sau ceva era. Și era muzică, era multă lume în sat. Și zice, nu-i suspect că mergeți și voi acolo. Deci coborăți și mergeți acolo. Și a venit cineva și s-a identificat și am știut că, ok, ne-a trecut Nera, râul, și a zis, aici, gata, a trecut deja. Nu mai mergeți și... Și atunci, poate, spectatorii, cei care se uită, privitorii noștri mai tineri, nu știu, pe atunci, prin Clisura Dunării, erau posturi, pichete de grăniceri care păzeau bariere pe drum, te opreau, îți cereau buletinul. Trebuia să mergi la bunici în Radimna și să anunți la poliție că ai ajuns. Deci era... Și venea polițistul și verifica cât sunteți, doi, cât stați, nu putea zici fac turism, mă duc eu acum la Dunăre. Da. Și nu te putea apropia de Dunăre, erau pichete, era... Și atunci am trecut și practic ne-au prins după 15 minute. Deci ori am fugit și ne-am întors, că acolo e Podcoava așa la Bela Țăr, ori ne-am întors înapoi. Da. Ori ăla ne-a lăsat și ați intrat din nou în România. Ori ne-a lăsat ăla, dar și noi cum am fugit prin, practic, acum când mă gândesc, titil, noi ne-am dus. Patru am fost. Da. Și atunci am ajuns în batalionul armatei, apoi ne-au dus în Oravița, de acolo Deta, Timișoara și acolo am cunoscut un domn un tractorist și spunea, eu lucrez pe frontieră, știu să trec, dar nu știu limba. Și zice, data viitoare fugim. Da. Și așa s-a dezvoltat cumva. Bun. Și ai găsit o echipă și până la urmă ați trecut. Ai trecut prin a treia oară, când ai reușit, prin Iugoslavia, nu te-ai... Chiar vedeți perioada asta, deci în 8-9 decembrie 89 am trecut între Slovenia, Iugoslavia și Austria. Pe adică 9 câteva decembrie, zile, da. Cu câteva săptămâni înainte de revoluție. Timpul, frig, am dormit pe câmp. Și ai ajuns în Austria. Da. Aveai 15 ani, singur. Da, cu grup. Deci, bun. Iugoslavia ne-a spart, a fost 10 sau au rămas 5. În sensul că aveai 15 ani, copil încă, în Austria, într-o țară străină. Ce te gândeai? Ce o să faci acolo? Am vrut să merg la mătușa în Germania. Și normal că n-am știut toate procedurile, n-am știut limba, nu sunt grați la poliție și le-am arătat buletinul și și-au dat seama, deci n-am știut engleză, n-am știut acolo, mi-am dat seama că n-am învățat nicio limbă și că altundeva se vorbește o altă limbă, eu nu știu ce am crezut, că peste tot se vorbește română, nu știu. Și atunci am fost acolo 4 zile în pușcărie și am prins în cameră unul cu părul vopsit în toate culorile. Și m-am gândit eu atunci că copil, fiindcă ce dreptate au avut Ceaușescu și tot ce ne învățau aici, că vesticii dincolo, imperialiștii, tot sunt cumva bizar să spun așa. Și am prins un domn în pușcărie care era dintr-o țară de care nu o zisem, zice din Coroșca, de fapt Carintia, dar era sloven. Deci era practic minoritatea slovenă din Austria, zice azi. Da. Și practic ne-am însă și el mi-a explicat. Și atunci am ajuns în centru de refugiat în Traiskirchen, care au împărțit pe pensiuni. Și te-ai scris la școală. Da. Că te-au înscris la școală. Da. Trebuia să faci o școală. Știam că acolo, pe pensiunea care ne-am dat-o, știam că exista un domn, un popă, care a și fost la lansarea de carte în 2019, l-am căutat și știam că există Caritas și acel domn ajută. Și m-am dus cu un mic dicționar de buzunar și i-am arătat că eu și Scule. Scule, nu știam că SCH se citește Ș în germană. Da. Și i-am arătat că eu Scule și m-am dus la o școală. Și au vorbit ei ce au vorbit și am văzut că pe ușă era 5 roman. M-am gândit, eu am fost în clasa 9, mă bag în clasa 5, cum le zic eu, că eu nu sunt de 4 ani.
Și când am intrat în clasă, am văzut că am stus de înălțimea mea cumva ceva aici. În clasa 10 am fost aici, practic ei m-au dat în clasa 9 și au făcut bine, că eu în ianuarie-februarie 90 m-am dus la școală și am fost în mijlocul anului și practic ei m-au dat în urmă și dar, așa a început. Dar nu te-ai gândit că a fost revoluția, nu te-ai gândit să te întorci, că se va schimba în România sistemul, că va fi, ai auzit că a da, fost revoluția. Am fost copil și aia a fost la limită. Să știți că și aia a fost la limită, fiindcă mulți a prins revoluția în Traischirchen în lagăr. Spre norocul meu, dacă vreți, așa că toate s-a, am prins în carantina lagărului. Deci nu în lagărul liber, ci în carantină. Nu puteai și să ieși. Nu puteai să ieși. Că și mulți din frai lagării s-au întors acasă. O euforie mare, imnul României. Da. Deci toți gata, mergem acasă, revoluție. Noi n-am putut, care am fost sus. N-aveți voie să ieși. Nu. Și a durat acelea 2-3 săptămâni, că ești gândit că, na, să mă întorc pot și mai târziu, acum euforia a trecut cumva, cine s-a dus, când s-a organizat, gata, mergem, autobuz, tren, plecăm, mai cu noi, cine a fost sus n-a putut să vină. Și ai făcut școală acolo, da. despre toate astea povestești într-o carte de-a ta, da. Care a fost o carte foarte bine vândută și chiar a apărut, am fost, cum este? Virvare Niemand în germană, am fost nimeni sau nimeni. Am fost nei ca nimeni, nu știu, am fost cumva, da, a fost, eu am scris pentru mine, să spun așa, nu m-am gândit, dar mi-am notat de la cum am fugit, de la bancuri din închisoare, de cine era închisoare, ăla era micuț, ăla era așa poreclele care erau, ca să am eu vreodată, eu știu la ce m-am gândit, să am în arhiva familie, să o țin eu. Și în 2019, la 30 de ani de la căderea cortinei de fier, m-au chemat la Graz ca speaker și ca cineva care nu a citit, ci chiar a trăit momentele astea. Și atunci le-am zis Institutul de Istorie, Primăria din Graz, eu am terminat liceul în Austria, în Austria doar 16% au liceu, deci le se forțează meseria foarte mult, da. 84% și 6% au facultate. Și m-au chemat să vorbesc și am zis, știți, eu am și scris ce am eu așa notițele mele în Word, și ia să ne uităm. Și s-a uitat și a zis, asta e foarte bine pentru o carte. Și a ieșit cartea și ce m-a surprins, a plăcut, deci s-a editat la a doua, deja a doua oară. A doua ediție. Da, deja. Deci s-a vândut atât de bine încât a ajuns la a doua ediție. Da. În câte limbi a apărut? Până acum, deci acum a fost tradusă în croată și în sârbă. Uh-huh. Acum va ieși în engleză, este aproape gata traducerea. Uh-huh. Și în română? O să apară și în română. Deci, îți dorești să apară și în română? Da, ai avut contact cu editorii în română? Și ce m-a surprins, de exemplu, am crezut că scriu și eu cum am fugit. O scris sigur mulți alții. Uh-huh. Practic nu există. Deci asta m-a surprins. Practic, nu există literatură de genul practic ăsta. Practic m-am trezit eu ambasadorul tuturor care au fugit, că în povestea mea, fiind în închisoare, fiind povestești și ceilalți, tu cum ai fugit? Tu cum? Este, da, exact. Intră multe povești și trebuie să fii creativ cum să pleci. Și acolo, practic, s-a lăsat cartea. Și este interesantă că am scris-o practic când am avut 18 ani și gândurile de copil. Parțial mă uit acum și zic, acum aș vedea altfel și aș scrie altfel și practic am impresia că prea simplu e scrisă. Pe de altă parte sunt gânduri originale care numai un copil de 15, 16, 18 ani putea să le aibă. Deja cum ar fi fost stricate gândurile, să spun așa. Aș vrea să mergem un pic mai departe. Ai ajuns în Austria, te-ai înscris la școală, ai terminat școala, dar... cariera ta a urmat un curs un pic altfel, în sensul că ai devenit un om de afaceri, un manager și după Revoluție te-ai gândit, mult după Revoluție, nu imediat în primii ani, te-ai gândit să te întorci în România și ai adus business în România, ai adus unul dintre cele mai mari lanțuri de drogherii, să nu zicem care, din două litere în România. Și a fost directorul lui general, l-ai condus mult timp. De ce ai decis? De ce te-ai gândit să te întorci în România și să aduci business aici când tu puteai, înainte de a face acest pas, ai fost director la o bancă în Occident, ai avut o carieră pe care puteai să o urmezi în Occident, o carieră deschisă. Tu totuși, cumva, dacă unii dintre noi ar putea să zică, băi, a făcut un pas în spate, adică s-a întors de unde a plecat. Dar tu n-ai venit doar că te-ai întors, ai adus și un business. De ce ai făcut pasul ăsta? Eu, în primul rând, am ținut tot timpul contactul cu România, veneam practic anual, și cu limba română. Gândiți, noi acasă am vorbit doar sârbește, pe stradă la școală doar germană,
Și am citit foarte mult în română, eu nu am vrut să pierd. Pe atunci nu era internet să te uiți la programele românești în Austria, tot timpul am ținut, fiindcă am considerat și consider că e țara mea. Și mi-a fost o idee care am avut-o tot timpul în cap, cumva să am contact cu țara. S-a dezvoltat ideea că am considerat că fiecare dintre noi nu mai cerem de la țară să facă ceva sau de la orașul nostru pentru noi. Și pentru mine a fost cumva logic că vreau și eu să fac ceva, vreau și eu să particip, vreau și eu cândva când sunt bătrân și mă uit în urmă să pot zic că am făcut și eu ceva. Deci am fost și eu implicat în repornirea, să spun, în partea nouă și am văzut că cu experiențele mele din Occident pot să fiu un pionier aici. Am văzut că este nevoie cumva și nu am greșit. Clar că mulți mi-au spus că m-am pas în urmă, tata meu mă spunea, te-ai întors și unde ți-i firma și unde-i birou și da, ce conduci? Firma mare, foarte mare, dar suntem la început. Mă, tu ai fugit de unde din Austria, de ceva? De ce vin tu România înapoi? Fiindcă vreau să crezi ceva, vreau să fac ceva, să crească. Și foarte interesantă toată povestea asta, mie mi se pare foarte interesant lucrul ăsta, că atunci când ai deschis firma, ai deschis-o în Timișoara, sediul central al acestui lanț de drogherii, sediul central este în Timișoara, nu știu acum, dar atunci era în Timișoara, și ai angajat foarte mulți oameni de diferite etnii din Banat. Ai angajat sârbi de-ai tăi, maghiari, germani. De ce ai făcut asta? De ce ai dorit să ai în echipă oameni aparținând atâtea culturi? Fiindcă m-am trezit revenind din nou într-o regiune care știam că e foarte bogată în, cum spun, în intelect, în inteligență. Limbi materne diferite, culturi diferite, înseamnă gândire diferită, înseamnă cameră de filmat din unghiuri diferite. Uh-huh. Și eu acum, de exemplu, vă văd pe dumneavoastră, dar nu văd ce e în spatele meu. Trebuie cineva dintr-un alt unghi să-mi spună ce se întâmplă. Și mi-am dat seama că cu aceste culori, și uitați-vă, dacă vă uitați și la Steaua Mare, generația mare din 86, ce culori au avut, dacă uitați la Zvezda din 98, da, dacă uitați la Franța din 98, aceste culori aduc stiluri diferite, culori diferite și cresc enorm gradul de succes. Fac diferența. Fac diferența enorm. Gândiți-vă numai când aveți ședințe internaționale sau o țară din același concent face o altă campanie într-o altă țară, într-o altă limbă. Tu având limbile tale, colegii tăi, tu nu mai trimiți la un congres, tu ai informația din prima mână, acționezi mult mai repede, nu ți-o traduce nimeni. Deci nu este știre altfel. Și nu se mai pierde informația în traducere. Corect. Și în traduci, da, foarte bine. Nu se pierde în aceeași duc-o-duțere, duceți o informație de pe, pe o parte pe alta, cu întrebarea când traducem și când interpretăm. Exact. Că noi zicem la capital, nu cap, sau capitala, de la cap, alte țări, nemții la fel au Hauptstadt, dar aveți Talița, sau aveți la unguri cu scaun, deci orașul de scaun sau orașul de masă. Uh-huh. Dar să vă întreb acum dumneavoastră care este orașul de masă a României. N-aș atunci interpretăm. Deci adică eu nu mai traduc, eu interpretez și se pierde mult. Și să știți, finețurile alea milimetrice fac kilometri. Și poate să fie decisive într-o negociere a unui contract. Pentru mine, da. Pentru mine asta a fost motivul și când am văzut că deja i-am, am zis, da, de asta trebuie să te folosești, asta e genial. Când negociezi cu englezi, cu francezi, cu lituanieni, compania mamă are tot felul de întâlniri în țări diferite. La Budapest, trimiți echipă care știe maghiar, sfatul ex-iugoslav, trimiți echipă care știe și primești informațiile care, cum spun, nu sunt oficiale. Auzi ce se vorbește. Uite, noi am avut campania aia că nimeni 100% nu zice ce a făcut de a avut succes. Că până la urmă noi suntem o companie, dar... Fiecare are secretele. Este concurență, știți? Dacă află ăia și... Cum am făcut? Și atunci tu vezi și zici, mă, vezi că am făcut aia, hai să facem și noi. Uh-huh. Deci te ajută enorm partea asta. Și ai reușit, ai adus un business care a crescut, care acum este și acum este foarte mare în România. La un moment dat ai decis să ieși din această lume, dar totuși povesteai de... Ți-ai păstrat totuși hobby-ul acela de a scrie. Și ai continuat, ai făcut un pas mai departe, vorbeai de Steaua mai devreme și de Țărâna Zvezda. Avem un etnic sârb de-al nostru, că și eu sunt sârb, care a jucat și la Steaua și la Țărâna Zvezda, singurul român care are două ligi ale Cupa Campionilor, cum era pe atunci câștigată, cu două echipe din Est, singurele, cred că, nu știu, care au câștigat această cupă. Și ai făcut un pas mai departe. Ai scris o carte în... Cei care cunosc că e performanța, cea mai mare performanță a fotbalului românesc, Steaua 86, cunosc și faptul că în acea echipă au fost multe etnii și contribuția lor la acest succes a fost Milo Drăgălădici, care a fost sârb, a fost Biolani, a fost Enei acolo în echipa aia. Ducadam. Da, Ducadam. Și ceea ce ai făcut tu
mai departe, ai scris, te-ai îndreptat spre fotbal și ai ales o temă din fotbal. Ai scris o carte în limba germană, ai scris-o, da? Da, chiar am cum se numește în germană? Portarul. Der Tormann. Der Tormann, da. Și de Milan Radin și este vorba despre marele nostru Helmut Duc-Adam. Mă cer cu domnul Duc-Adam, el spune Torwart, n-ar trebui să fie, dar zic nemții spun Torwart la portar, austrieci spun Tormann și pentru mine eu așa am, da. De ce ai decis să scrii cartea asta? Și de ce să citim cartea asta? Că noi știm despre Helmut, cred că foarte mult. Pasionat de fotbal am fost tot timpul. A ajutat și pandemia, nu ne-am trezit cu toți acasă închiși și cunoșteam pe domnul Duc-Adam, am avut onoarea să colaborez cu el pe brandul HD86 de echipament sportiv, singur echipament sportiv românesc, mănuși, mingi, traininguri cu producție în Pakistan, importuri și tot din discuții ne vedeam des, aveam ori telefonic, ori ne vedeam discuții și el spunea că el lucrează la o autobiografie, el scrie. Pe de altă parte, editura îmi spunea, zice, prima carte așa a avut succes, ce scrii acum, care e următoarea temă, despre ce scrii, despre cine scrii, la ce te gândești. Și atunci am tot vorbit cu domnul Helmut și eu am zis, eu văd cartea asta în germană, editura avem, dar eu văd ca un roman care povestește povestea de a deveni, transformarea din aceea. Din spatele performanței. Da, omul acela care din groapa de nisip, dați seama atunci că tot mă povestea și îmi dădeam seama cu mânuși de sudor s-a apărat atunci. Deci trebuie să spunem că și Duc-Adam este tot din Banat. Mă rog, din... Da. Este de-al nostru, bănățean. Din Semlac, da. Din Semlac, da. Și la el, da. Și... Bine, asta este în Arad. Da, în Arad. Arad. Și acum trebuie să spunem că nu tot unii din județul Arad. Da, Mureșul, granița. Da. Și este o poveste ce m-a bucurat mult, prima dată colaborare, am făcut multă cercetare, un an jumate am făcut cercetare, am căutat cărți pe eBay despre Semlac, despre șoabii din România. Ce trebuie să spunem este că în cartea asta, performanța sportivă este doar un, să zicem, un fir. Așa e. Care duce povestea de la, dintr-un capăt în altul, dar conținutul cel mai important este povestea de dincolo de performanță. Nu te axezi atât de mult pe, nu știu, Sevilla, apărarea celor patru penaltiuri, ci povestea care a adus la împlinirea acestei despre vise, performanțe. Despre eșecuri. Ideea principală e cumva că acel băiat din Semlac ne dovedește că totul este posibil. Tu te naști în Semlac, la periferia țării, într-un sistem... să spun socialist, închis, sovietic și câștigi Liga Campionilor. Mulți mari fotbaliști, Ibrahimović și alții n-au câștigat. Și povestea aceea și tot timpul am fără echipament, antrenori, fără... O echipă comunistă, gândiți-vă, deci în parte o echipă din Varșov, Pactul din Varșovia, câștigă în mijlocul Spaniei Liga Campionilor. În lumea capitalistă. Da, da. În vitrina în capitalismului. Gândiți-vă, în timpul ăla, când se punea mare accent... Noi suntem NATO, noi voi pactul din Varșovia, treaba era foarte serioasă și asta apare deci, în poveste și eu am pus multe întrebări, dar cum a fost cutremurul, dar cum a fost 68, dar cum a fost aia și toate astea apar așa stânga și dreapta la poveste. Normal că este fotbalul acolo pentru linia. Da, aceasta, cred că povestea din spatele poveștii este mai importantă decât, sau povestea din poveste este mai importantă, pentru că noi performanțele le-am văzut la televizor. Știm cum s-a întâmplat, cum s-au jucat meciurile, cât de greu a fost, cum am dat golurile, cum s-au apărat penaltiurile. Dar nu știm ce era în sufletul omului atunci când se întâmpla lucrul ăsta. Pentru că el înainte de aia poate a avut o problemă sau a fost, povesteai, am citit într-un interviu de-al tău că au fost într-un turneu în America de Sud și au fost săltați de trupele antitero. Sau povesteai la început că Helmut a început să apere cu un tricou negru pe care și-a scris singur numărul 1 și cu mănuși de sudor. Adică toate povestile astea au făcut și au crescut și au făcut ca Helmut să fie în stare să apere acele patru penalturi. De importante sunt eșecurile, practic, și că nu s-a predat niciodată. Des, azi ne predăm la primul eșec, la prima lovitură în viață. Suntem dezamăgiți. Da, el nu s-a predat niciodată și cred că acesta este unul din lucrurile principale. Cartea a fost în top 100, mai intră, mai iese, de vânzări în Germania. A fost și nominalizată pentru Cartea Anului în Germania.
Se vinde în peste 20 de țări, inclusiv în Japonia. Și ce mă bucură pe mine, ca și trecut ca roman social și roman istoric. De-abia pe a treia categorie este roman sportiv. Cu toate trei categorii au fost în top 100, dar partea roman social și istoric mi-a fost și important mie să las și o amintire despre acea strada nemților, Deichenstrasse din Semla, care azi nu mai există. Lucrurile astea de cercul vieții, cum unele lucruri au fost, vin, se întorc, m-au interesat foarte mult și o văd foarte interesantă din acest aspect. Uite, am vorbit foarte multe lucruri despre etnii și redacția noastră de minorități de la TVR are una dintre misiunile ei este să se lupte împotriva prejudecăților. Atunci când discutăm despre minoritari, discutăm și despre prejudecăți. Și aș vrea să spun câteva întrebări și să-mi spui care este părerea ta legată de lucrul acesta. De pildă, se spune de multe ori că minoritarii din România au prea multe drepturi. Tu ce crezi? Există această... Au minoritarii din România mai multe drepturi decât românii? Nu sunt acum mare specialist în domeniul acesta, dar deja știți, eu personal, pentru mine, da. Deci deja cuvântul minoritar cu cea semnificație a fi minor, ce înseamnă major, minor, adică mai puțin important sau valoros, eu nu mă simt minoritar, eu mă simt tot român cu altă limbă maternă sau ca de altă etnie, cum dorim, ca o altă culoare, să spun așa. Nu cred, nu. Eu nu mă simt. Una din motive că m-ați întrebat la început de ce mă simt foarte bine în România, de ce m-am întors în România, de ce n-am cedat niciodată pașaportul românesc, este fiindcă România îmi permite această culoare. Pot să fiu român cu toate că am un nume care se vede clar. Sir. Da. Și asta mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare că pot să mă simt acasă, deci pur teoretic, poate într-o altă țară cineva pune altcumva problema. Crezi că România, din punctul ăsta de vedere, este o țară tolerantă? Da. Și întotdeauna nu există niciodată probleme de genul ăsta? Este tolerantă și cred că ar putea încă mai mult să scoată din aceste culori. Deci este un fel de elveție, este un fel de ceva de să ai aceste culori. Pe plan economic, pe plan cultural, pe plan sportiv, s-ar putea încă mult mai mult scoate din aceste culori dacă le-am conștientiza încă și mai mult. Deci dacă le-am folosit și mai mult. Sunt culori date de Dumnezeu, sunt aici și în curcubeu și alții ar vrea să le aibă și el importă. Vedeți-vă și la campionatele mondiale cât importă există toate aceste echipe de fotbal. Noi avem culorile și am impresia că nu le folosim destul cum am putea să le folosim. Cu toate acestea există oameni care zic, puțin, dar există voci care susțin că minoritarii au, dacă își doresc mai multe drepturi sau dacă nu le convine ceva, să se ducă în țara lor. Bine, întrebarea este care este țara lor. Adică, ok, eu am acea limbă maternă, dar suntem în teritoriul acela de 500 de ani. Care țară să mă duc? Zic, ok, toți putem să emigrăm azi în libertate, putem mâine să mutăm în Noua Care Zeelandă. Care este țara ta? Care o simți tu că este țara pentru ta? Că tu ai trăit și în Austria, ai trăit și... Pentru mine e România, deci... Când joacă... De curând s-a încheiat campionatul mondial de fotbal. Când joacă România și Serbia fotbal, cu cine ții? E cea mai dureroasă și complicată, să spun, întâlnire, cel mai complicat meci și îmi doresc tot timpul să fie egal. Deci nu-mi doresc să câștige Eu doresc să câștige amândouă, da? Dar nu se poate și de asta egal, deci, dar spre noroc foarte rar este situația aceasta să se întâlnească. Avem câteva jocuri în cadrul podcastului nostru pe care le-am păstrat, unele le-am înlocuit. Unul dintre jocurile pe care le avem are legătură cu acest... Bol. Aici avem cele 20 de etnii din România. O să te rog să extragi un bilețel și să-mi spui care sunt primele trei cuvinte la care te gândești atunci când auzi despre etnia respectivă. Devine serios acum. Da, acum devine relaxant când încep jocurile. Da. Asta a fost serios până acum. Nu știu, deci că asta cred că dacă asta e relaxant, că despre tine știți ce să zici, că cumva tu ești tu. Croați. La ce te gândești? Poți să te gândești să spui despre comunitatea din România sau despre țara lor mamă? Sau... Ce-ți vine ție în cap? Care sunt trei lucruri cu care asociezi croații? Fotbal, paranteză, sport. Da? Vecini.
Da. Vecini. Vecini noștri, a sârbilor, da. Da. Vecini în Banat, la fel. Și practic Dubrovnik și toate orașele de la Marea. Și Marea, da, da, da. Bun. Următorul joc se numește Etnia și Cuvântul. Am toate cele 20 de etnii scrise în ordine alfabetică. O să-ți citesc etnia și tu să-mi spui primul cuvânt care îți vine în minte. Ok? Bun. Ești pregătit? Deci nu e un joc, văd că sunt mai multe. Da, avem mai multe jocuri. Bine? Suntem în capitolul jocuri, avem 3 jocuri. Îți spun de acum. Ești pregătit de asta? Dacă trebuie, da, da. Da. 3, 2, 1, începem, da? Bun. Da? Albanezi. Tirana. Armeni. Varojan Vosganian. Bulgar. Hristos Stoichko. Apropo de armeni, am avut invitat în primul sezon pe Varojan Vosganian în podcastul nostru. Îl puteți vedea în arhiva de pe YouTube. Deci, Bulgaria, ai zis Hristos Stoichko, da? Cehi. Praga. Croați. Modric. Evrei. Sinagoga din Timișoara. Greci. Atina. Italieni. Imperiul Roman. Macedoneni. Darko Pancer. Este fotbalistul Stelei Roșii, da. care împreună cu Mio Dragaleu, da, au câștigat așa Cupa Campionilor. Maghiari. Vecini. Nemți. Semlac. Polonezi. Polonezi. Varșovia. Romi. Freidorf, cartier, vecini. În Timișoara. Da. Așa. Copilărie. Așa. Ruștii poveni. Pațaichin. Da. Ruteni. Ruteni. Ucraina. Da, trăiesc acolo. Maramureș. Da, da, așa este. Sârbi. Belgrad, Pelodevici, multe. Slovaci. Slovaci. Bratislava, hockey. Da. Turci. Turci. Galatasaray. Tătari. Asia, da? Da. Și ultimii pe listă, în ordine alfabetică, ucraineni. Ucrainieni, vecini, vizite. Ai fost, da, des acolo. Des, am fost și cu lucruri când eram la Viena, responsabil pe Europa Centrală și DS, și am fost și cu elevi din Franța, când am fost un an profesor de germană. Asistent de germană, da? Și am călătorit 2 nopți și 3 zile cu autobuzul de la granița Spaniei, din Franța până Ucraina. Ai fost și profesor în Franța și bine că ai amintit că era să uit, ai o carte, una din cele 3 cărți pe care le-ai scris până acum, da, este în, da, publicată în franceză. Da, la Paris este, să spun, originalul, să spun așa, ca parte unei cărți mari. Nu știu, copilăria în comunism mai. Și textul meu, povestea mea acolo era Zaidu Ceaușescu, care a ieșit acum și ca o carte specială. Ca și copii eram steliști, poliști, dinamoviști, pionieri și nu erau haiduși la noi în cartier. Deși haiduc, eu pe mine mă duce cu Split, da. Și legătura aia, și, da, Baba Novac și haiducii și așa. Noi am fost haiduci și cum am fost copii, inocenți, și ce este așa tragic, dacă vreți așa, într-o zi au apărut tancurile în calea Girocului și acești haiduci jucându-se, că nu știu că e serios, s-au dat cu pietre în tancuri, s-a deschis focul și acum avem multe străzi martiri în calea Girocului, prieteni de-ai mei, ori copii direct, ori părinții lor, care am cunoscut în străzile martire, acum acolo și vede și asta soarta, poate dacă nu treceam atunci frontiera și eram acolo, 100% și eu dădeam cu pietre, că nimeni nu s-a fi gândit ca și copii la 12-15 ani, că cineva l-a trage în copii. Așa. Și asta e cumva povestea haiducilor. Ușor, ușor ne apropiem de sfârșit. Avem un nou joc în ediția aceasta a sezonului, a podcastului 11%, în sezonul 2 al nostru. Se numește Cubul Multietnic. Îi spun eu acum, inventez pe loc ce îmi vine în cap. Este un cub, un fel de puzzle, care are piese de diferite forme și culori, care reprezintă de fapt etniile din România. Culorile, da. Așa vorbeam, să le zicem. Ce vorbeam, da? Încercăm să vedem cât este de greu să construim acest cub, această formă perfectă din niște forme care
diferite, de diferite culori și să vedem cât timp ne trebuie, cât e de greu și cât timp ne trebuie. Acesta este un concurs pe care noul joc pe care o să-i rog pe toți invitații mei din sezonul 2 să-l rezolve și o să avem un clasament. Și sunt curios cine reușește cel mai repede să rezolve. Așa deci că tot mai complicat devine. Tot mai complicat. O să ai un timp de maxim 3 minute. Dacă în 3 minute nu reușești să rezolvi cubul, să-l faci, o să considerăm abandon. Nu plec acasă, stau aici până în termin. O să dau drumul la cronometru. Poți să te uiți un pic la piesele acestea, până fixez eu aici, până îmi fac, trebuie să văd unde am cronometru, aici, cronometru. Deci când ești gata, pe locuri și gata într-o oră, nu? Da, într-o oră. Bun, ai 3 minute, da? Pe locuri, fiți gata, 3, 2, 1, start. Am început. Deci roșu și galben și albastru deja e simplu, probabil se lipesc una de cealaltă. Da. Cubul, cum vezi, are baza de 3 pătrățele. Tridimensional. Da, și este tridimensional. Trebuie să fie 3 pătrățele în sus, 3 pătrățele... Deci e 3 pe 3 cum ar veni. Au trecut 30 de secunde. Milan, uite aici te scriu primul, ești Milan. Radic. Timp. Așa. Este foarte greu să rezolvi o problemă, deși pare simplu. Văd că m-a motivat să... cum ziceam... Am zis că e relaxant, dar... da, cum ziceam, fetița mea de 8 ani poate să rezolvi repede. Și mai mare această problemă. Deși ești foarte aproape. Așa pune el. Nu? Cred că merge. Nu. 1 minut și 15 secunde. Ceva mai bine. Câteodată trebuie să dărâmăm totul și să refacem de la zero. Așa e și da. În viață. Ai construit mult, dar uneori trebuie să... Când ai de greu, trebuie să mai faci și un pas în spate, nu? Așa. Pune-l așa. Așa. Da. Asta ce mai... Așa. Stop. 1 minut 55, 68. Vreau să spun că am încercat experimentul ăsta cu colegii mei și nu s-au descurcat toți așa de bine ca tine din prima. Deși are mai multe soluții. Deci 1 minut, 55 de secunde, 68 de sutimp, primul timp, timpul de referință. Aha, pentru următorii. Da, foarte serioasă. Deci nu e chiar așa ușor, nu? Nu. Să rezolvi problemele României multietnice. Dar niciunde. Să știți că cu rolurile acestea, vorbeați și în firmă și unde, trebuie să fii și tu ca lider sau ca țară puternic să ieși la capăt cu aceste culori. Cel mai simplu să ai o echipă cu aceeași culoare. Să fie toți în echipă ca tine, să aibă toți limba ta maternă, e cel mai simplu să conduci echipa. Când ești cu ea pe teren, nu miști. Și că este România, că e Parisul, că e Viena, că e... Deci culorile sunt o bogăție dacă știi să le folosești. Bineînțeles, dacă le folosești în invers, nu știi să-ți folosești, atunci mai... Toți liderii slabi sau echipele își doresc numai aceeași culoare, dar nu câștigi, nu faci performanță. Pentru că nu ai poate factorul care să te diferențieze. Acel factor care să te facă mai bun, să te împingă un pic mai în față. Și să te provoace, așa că vine altcineva cu altă cultură, cu altă experiență și pune problema complet invers. Și stai și te gândești că și așa se poate. Exact. Cum spuneați, nu m-am gândit că există mai multe soluții, cum spuneați, altcineva o să-l găsească o altă soluție. Milan, îți mulțumesc pentru azi, a fost o deosebită plăcere să te am. Mulțumesc. Sper să fii mai des cu noi. Trebuie să recunosc că ești și invitatul nostru uneori în emisiunile noastre și ne mai dai sfaturi de economie și ne spui cum să povestea asta. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit și
să ne revedem cu bine. Mulțumesc, hala lepo. Acesta a fost primul episod din sezonul 2 al podcastului 11%. Vă așteptăm în episodul următor. Până atunci, subscribe, like, distribuiți, știți cum e. La revedere!